ITM Vâlcea a amenzi în valoare de 2 milioane de lei în 2018. Inspectorii de muncă au efectuat anul trecut controle la 2510 angajatori din județul Vâlcea și au aplicat 3000 de amenzi. În timpul verificărilor au fost identificate un număr de 235 de persoane fără contracte individuale de muncă și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 2 milioane de lei. Pe lista neconformităților constatate s-a numărat și neplata salariilor, a concediilor de odihnă și a orelor suplimentare. Cele mai multe amenzi, peste 2600, au fost aplicate însă pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății la locul de muncă. Anul trecut au fost cercetate numai puțin de 18 accidente de muncă din care 7 mortale.